patru cuvinte în care se adună tot binele pentru slujitorii lui Allah. Sahih Abdul Rahman bin Nasr al Sadeye, Rahimahullah, a spus. Profetul, salul Allah Aleyhi wa în pacea și binecuvântarea fie asupra sa, s-a rugat, a făcut dua, lui Allah subhanahu wa ta'ala mărit și fără imperfecțiuni este Allah cu patru cuvinte în care se adună tot binele pentru slujitorul, lui Allah, în ceea ce privește de religia și dunia, viața lumească. Allah ne a salut al huda al tutkawal, afra afawal ghinaya, o, Allah. Te implor pentru călăuzire, cetate vlavie, castitate și autosuficiență, mulțumire, satisfacție, cu ceea ce dețin saheeh Muslim, 6566, călăuzirea completă este îndrumarea pentru cunoașterea benefică și pentru faptele drepte, aceasta este, adevărata, călăuzire și adevărata religie, atunci când cineva cunoaște adevărul și-l urmează. Și când el cunoaște falsul și levită, atunci el este, considerat, îndrumat pe calea dreaptă, Sirat al Mustacheem. Și oricine îndeplinește drepturile lui Allah și drepturile slujitorilor lui, atunci el este îndrumat, spre calea care duce, spre grădinile plăcerii, Janatin Salah la Muhammad. Salul al Rahu Aleihi în pacea și binecuvântarea fie asupra profetului Muhammad și familiei sale, precum și asupra lui Ibrahim, Avram și familiei sale cât mai multă dua dragilor, cât mai multă dua, faceți cât mai multă dua, căci Allah este mai aproape de noi decât vena gâtului și știe tot despre noi, el știe ce urmează să rostim, înainte de a rosti, ce urmează să mâncăm, înainte de a mânca și așa mai departe, așa că nu vă sfiți să cereți de la Allah tot ce aveți nevoie. Nu uitați să trimiteți pace și binecuvântare trimisului lui Allah și familiei sale, precum și asupra lui Ibrahim, Avram și familiei sale. Salam alecum a wa barakatuhu. Pacea, mila și îndurarea lui Dumnezeu Allah fie asupra tuturor trimișilor de la Adam la Muhammad, asupra familiilor lor, a companionilor, surorilor și fraților și familiilor lor. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.